Olandurii au încheiat primul stagiu de pregătire din această vară, iar după două zile libere, jucătorii au plecat spre Austria. Foștii vicecampioni vor rămâne în Viena până pe 19 iulie. În această perioadă, tehnicianul Petre Grigoraș va pune accent pe pregătirea tehnico-tactică, înaintea startului oficial de sezon. Lotul care se va pregăti în Austria este compus din următorii jucători: Pedro Mingote, Răzvan Stanca, Michal Gliva, Bogdan Ungurușan, Marian Pleașcă, Parascevas Cristo, Erico da Silva, Cătălin Pârvulescu, Răzvan Negrescu, Marco Momcilovic, Paul Anton, Nicandru Brevold, Elton da Silva, Viorel Nicoara, Alexandru Ciucur, David Azmatulevicius, Alin Buleică și Cornel Predescu. Acestora li s-au alăturat și achiziții din această vară: foștii internaționali de tineret Silviu Pană și Mihai Roman, stelistul Mihai Răduț, mijlocașul elvețian Ghezim Salai și cel mai recent transfer Laurențiu Iorga. De asemenea, Grigoraș a decis să își ia trei jucători de la echipa a doua a Pandurilor în cantonamentul din Austria: Alin Predescu, Andrei Șendroiu și Răzvan Negrescu. În Austria, Pandurii au programate 6 meciuri de verificare. În lotul Pandurilor din Austria va face parte și fundașul venit la probe de la CSM Vâlcea, Cătălin Pârvulescu.